Salut, Noa, bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Aș avea câteva teme de adus în discuție în fața dumneavoastră vis-a-vis de evenimentele care s-au întâmplat în țară în ultimele săptămâni și zile. În primul rând, aș vrea să vă spun că acea ordonanță de urgență numărul 13 privind, în primul rând, să-i spunem, nemulțumirea, abuzul în serviciu, a fost, după cum bine știți, abrogat printr-o ordonanță 14. În cursul zilei de astăzi, președintele partidului, domnul Liviu Dragnea, a făcut mențiunea că săptămâna viitoare, în mod special, în mod expres, parlamentarii Partidului Social Democrat și cei din coaliția de guvernământ vor susține această lege pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 14. După cum bine știți, ministrul Justiției a demisionat și că deocamdată ca ministru interimar pentru justiție este o doamnă care, Ana Bircea, o cunoaște dumneavoastră, care este o persoană abilitată să îndeplinească această sarcină până când coaliția de guvernare își va desemna un nou ministru cu portofoliu plin pentru Ministerul Justiției. În momentul în care se discuta moțiunea de cenzură săptămâna aceasta, care a fost înaintată de cele două partide, PNL și USR, și mai apoi susținută de PMP, un domn senator, fost președinte al României timp de 10 ani, a făcut o observație care mie mi se pare foarte concludentă vis-a-vis de ce trăim noi în țară. Și apropo de această ordonanță controversată, știți ce a spus? Că la noi în țară sunt peste 2300 de dosare pentru abuz în serviciu. În comparație cu alte țări, cu democrație mult mai avansată decât statul român, sunt undeva sub 100 de dosare pe națiune. Sigur că nu românii sunt mai răi, să zicem, în exercitarea funcțiilor de conducere, ci cred eu că exigența sau, dacă vreți să spunem, să-i spunem altfel, eu știu, conjunctura de a întocmi dosare privind abuzul de serviciu, poate că la noi este mai mare. Tot în această săptămână, după multe dezbateri în comisiile de specialitate din Parlament și mai apoi în comisiile reunite, în urma discuțiilor au fost aprobate cele două legi ale bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale. La aceste întâlniri comune ale comisiilor, la cele la care am fost delegat să particip, miniștrii și-au exprimat părerea în cadrul comisiilor că bugetele ministerelor repartizate pentru anul 2017
reflectă și pot asigura buna funcționare a ministerelor, fiecare dintre ministere subliniind că există o creștere a bugetelor respective care le-au fost repartizate. Și că, așa cum am mai spus, își pot desfășura în 2017 activitatea în mod normal și firesc. Vreau să vă spun că ceea ce m-a interesat pe mine mai mult a fost bugetul Ministerului Dezvoltării. Am scos aici, iar bugetul. Sigur că acest buget urmărește mai multe axe de acțiune. Ceea care mă interesează pe mine în mod deosebit este, pe mine, pe noi, județul Giurgiu, este cea legată de Programul Național de Dezvoltare Locală. În cadrul bugetului se spune că pentru perioada 2017-2020 vor fi asigurate fonduri și, bineînțeles, pornind din 2017, cu alocarea pentru anul 2017, vor fi finanțate peste 9500 de investiții, dintre care 2500 de creșe și 2000 de școli. Sigur că mai există o diferență de 5000 de obiective. Aceste 5000 de obiective în următorii ani vor face obiectul unor proiecte noi finanțate, altele decât cele care sunt finanțate în calupul sau în grupul numărul 1, în așa zisele lucrări în continuare, finanțate între 2015 și 2018. Acum vorbim de programul 2017-2020. Deci alte 5000 de proiecte. Vis-a-vis de acest program de guvernare al Partidului Social Democrat și bugetul anului 2017 pentru Ministerul Dezvoltării, suntem în discuții cu primarii vis-a-vis de oportunitatea proiectelor întocmite de dânsii ca și priorități. Adică în programul de dezvoltare a unui OAT, dânsii și-au propus să facă mai multe proiecte. Deocamdată pentru 2017, din, să zicem, 3, 4, 5 proiecte pe care dânsii și le-au propus și au și întocmit studii de fezabilitate, să-și aleagă cu prioritate unul sau două din aceste proiecte care să pentru care să solicite finanțarea la Ministerul Dezvoltării. În dialogul purtat cu Ministerul Dezvoltării, după apariția în monitorul oficial a bugetului și în special al bugetului Ministerului, solicitanții, adică OAT-urile, trebuie să depună solicitări la Minister pentru finanțare. Sigur că vor fi analizate aceste solicitări și abia după emiterea ordinului de ministru prin care se aprobă finanțarea, ulterior vor fi depuse dosarele ce vor constitui baza pentru finanțarea acestor proiecte și vor fi întocmite și semnate contractele de finanțare între OAT și Minister. Pentru ca aceste dorințe ale noastre, ale cetățenilor județului Giurgiu, să fie puse în aplicare,
Este nevoie ca în țara românească, în România, să existe un climat de pace. Un climat de pace politică, dacă vreți, de un consens la nivel național, pentru că în urma alegerilor din 11 decembrie, prin votul cetățenilor care au fost bine informați despre dorințele pe care Partidul Social Democrat și cei care sunt lângă partidul nostru ALDE în guvernare, în arcul guvernamental, să ducem la îndeplinire un program de guvernare care să fie în avantajul tuturor românilor și în beneficiul tuturor românilor. Fie că sunt în țară, fie că sunt plecați să lucreze în afară. Suntem cu toții de câteva zile, de mai bine de 10 zile, martorii unor mișcări de stradă neautorizate, în care oamenii își exprimă dorințele prin viu grai. Sigur că nu îi oprește nimeni, dar totuși, în limita decenței, ar fi trebuit ca să existe o organizare, pentru că aceste întâlniri sunt neautorizate, au generat incidente datorită faptului că la ele s-au infiltrat grupuri care au avut acțiuni necivice și care au făcut ca să existe între aceste forțe ad hoc strânse și reprezentanții jandarmeriei niște incidente care au dus la anchetarea acestor indivizi certați cu lege. Sigur că suntem marturi în fiecare seară la aceste întâlniri ale cetățenilor, pe cele două, să zicem, teatre, unul în fața guvernului, altul în fața Palatului Cotroceni, strigând și manifestându-și nemulțumirea față de unii sau de alții, față de guvern sau față de președinție. Eu cred că nu este bine ce se întâmplă. Trebuie să existe totuși în România o instituție a statului care să fie acea instituție care să aducă cele două părți la masa de discuții, să vedem care sunt argumentele și a unei părți și a celeilalte pentru a găsi acel numitor comun care să ducă la reinstalarea liniștii și păcii sociale în România. Ați văzut și dumneavoastră că au fost depuse la Curtea Constituțională niște plângeri, să le spunem, ale mai multor instituții vis-a-vis de această ordonanță de urgență numărul 13. Curtea a găsit și și-a exprimat părerea că nu există conflicte instituționale între CSM și guvern sau între guvern și parlament. Ba mai mult, avocatului poporului s-a răspuns de către Curtea Constituțională că odată abrogată această ordonanță numărul 13, normal nu mai au ce să analizeze și le-au respins această solicitare. Domnule senator, am și eu trei întrebări. Da. Hai răbdare, da? Să termine care în presă, le știm deja. Da, nu, bun, întrebări. Termină și are de spus. Să vedem dacă... Dacă n-ai răbdare, poți să pleci. Dumneavoastră, te rog frumos. Dumneavoastră, sunteți sau nu sunteți de acord cu ordonanța 13, părerea dumneavoastră personală? Ordonanța 13 este o ordonanță care a fost abrogată. Părerea mea este că n-a fost analizată și citită așa cum trebuie de către cei care trebuiau să formeze
o opinie vis-a-vis de această ordonanță. Sigur că, fiind retrasă, nu mai avem ce să spunem. Însă ea, concluzia este că n-a produs niciun efect și că a fost dată într-o anumită conjunctură. După părerea mea, ca să nu existe dubii, trebuia ca un organism, să zicem, din Ministerul de Justiție, să întocmească o listă a celor care urmeau să fie beneficiari și să vadă clar că acele persoane acele nume mult pronunțate ca face parte din această listă, să nu se regăsească acolo. Am înțeles. Doi. Ați vorbit dumneavoastră despre aceste manifestații, că nu sunt autorizate. Întrebare. În 1989, la Revoluție, manifestația a fost autorizată? Nu. Vă mulțumesc. Și a treia întrebare, și ultima, și nu vă mai rețin. Banca Națională a prezentat un raport legat de inflație. Aveți cunoștință de el și care e punctul dumneavoastră legat de acest lucru? Nu. Încă n-am apucat să studiez. Urmează și cu proxima ocazie o să vă formulez un răspuns. Am înțeles. Ce vreau să vă spun eu în legătură cu activitățile noastre din județ. Există și la noi în județ și în alte județe presiune asupra liderilor organizațiilor județene și mai mult decât atât asupra liderilor naționali ca să fie organizat un meeting organizat pentru susținerea guvernului Grindeanu. Până la această oră nu s-a luat o decizie în legătură cu data și ora când acest meeting va avea loc, dar ce trebuie să vă spun este că organizația județeană PSD Giurgiu nu a organizat nicio acțiune politică de participare a membrilor PSD la aceste repet, nicio acțiune organizată. Cu atât mai mult am înțeles că în presă s-au vehiculat niște liste cu nume de membri de partid care ar fi fost și plătiți. Nu există așa ceva, este o acțiune care să defăimeze, să zicem, sau să denigreze Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Giurgiu. Și vreau să vă spun, deci așa cum am început, există presiune asupra noastră din partea organizațiilor orășenești, municipală și rurale, pentru ca în momentul în care această acțiune va fi declanșată, dacă va fi declanșată la nivel național, își exprimă dorința de a participa, așa cum spuneam, pentru susținerea guvernului Grindeanu. De ce e simplu? Pentru că în această lună, de când guvernul s-a apucat de treabă, au fost numeroase acțiuni care au fost conform programului de guvernare și aceste lucruri au început să fie simțite de către cetățeni. Sigur, după părerea mea, aceste acțiuni din București, spontane, ale străzii, au dus la abaterea atenției opiniei publice de la acțiunile în favoarea țării prin programul de guvernare și au fost estompate prin această perdea de ceață de către cei care nu vor ca acest program de guvernare să fie pus în acțiune și să în urma lui să beneficieze cât mai mulți cetățeni din țara noastră. Ați văzut și dumneavoastră efectul. Primul efect a fost acela că deja studenții, poate și unii elevi, au și beneficiat de la 1 februarie, de la această acest favor care li s-a făcut prin aceea că pot circula gratis pe calea ferată pe tot parcursul anului. Și am văzut cine a beneficiat și de ce au venit. Sigur că aceste lucruri sunt binevenite ca și dublarea bursei pentru studenți, pentru că
Și noi am fost studenți și știm cât de greu este să trăiești în București cu niște venituri modeste. De aceea, această măsură consider că este una foarte bună pentru studenți și îi încurajează să-și vadă mai departe de învățătură, pentru că țara are nevoie de specialiști buni. Alte probleme, sigur că am fost în sala Parlamentului în momentul în care a avut loc discursul președintelui. Împreună cu ceilalți colegi, în momentul în care discursul a escaladat împotriva parlamentarilor și a liderilor celor două camere, nemulțumirea noastră a atins maximum și am reacționat prin părăsirea sălii. Nici în această clipă nu-mi vine să cred că președintele țării, venit în Parlament, trebuia să aibă un discurs împăciuitor, acela de arbitru, dacă vreți, al țării între cele două tabere, și că în loc să promoveze consensul, unitatea, n-a făcut altceva decât să împroște cu reproșuri. Consider că nu e timpul pierdut, că încă se poate rezolva această problemă și cred că într-un timp scurt ar trebui să se rezolve această problemă a celor care strigă și de o parte și de alta, și că România ar trebui să-și vadă de problemele ei, de dezvoltarea economică, de problemele sociale care le avem, de problemele politicii internaționale, pentru că suntem înconjurați în acest loc unde ne aflăm noi ca țară, de probleme multiple din punct de vedere internațional, și că acestea de fapt ar trebui să fie marile probleme ale poporului român și nu aceste fecușuri. Sigur că intuim care sunt de fapt rațiunile care duc la această luptă a contrariilor, dar eu consider că ar trebui să se aibă în vedere această liniște în țară, pentru ca să ne vedem mai departe de programul nostru de dezvoltare. Pentru că ați văzut că, așa cum spun bătrânii, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traist. Și dacă singuri ne punem piedici unii altora, nu mai vedem mărina în traist. Domnule senator, parlamentarii de Giurgiu au avut amendamente la buget ce vizează de județul Giurgiu? Nu. Nu. La bugetul pentru bugetul Ministerului Dezvoltării au fost 338 sau 340 de amendamente, toate venite de la grupurile parlamentare PNL și USL, legate de proiecte a căror finanțare se dorea făcută, fiecare făcând lobby, să zicem, pentru proiectele din zona de unde provene. Aceste proiecte au fost respinse prin vot. Eu personal, ca intervenție în Comisia Comună, să zicem, de dezvoltare regională, Comisia de Administrație din cele două camere, am propus, dar nu m-au ascultat până la coadă, am propus ca toate amendamentele depuse de colegii parlamentari să fie lăsate la latitudinea Ministerului să le analizeze, nu din punct de vedere oportunitate, din punct de vedere finanțare, pentru că
Știu foarte bine cum anume sau de unde trebuie să pornească o solicitare de finanțare și care este finalitatea ei în momentul în care există un contract între unitatea respectivă și Ministerul Dezvoltării. Această înșiruire, să zicem, în pagină de așa zise amendamente la bugetul Ministerului Dezvoltării se putea soluționa prin, așa cum Ministerul a trimis deja două circulare pentru rezolvarea acestor probleme, prin depunerea la Ministerul Dezvoltării de solicitări de finanțare imediat după ce legea bugetului a fost publicată în Monitor Oficial. Există aceste circulare trimise în toată țara. Cine sunt cei care solicită finanțarea? UAT-urile. Prin cel care este executiv însărcinat să facă acest lucru, prin primar. De-aia am propus eu ca să fie lăsate această analiză de amendamente la nivelul Ministerului printr-un dialog viu și normal între primar și Ministerul de Dezvoltare. Da. Bun. O să mă opresc aici, dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, o să-l lac pe domnul vicepreședinte să vă spună și dânsul câteva cuvinte. Vă mulțumesc pentru atenție și sperăm că cât de curând țara să-și găsească echilibru și normalitate. Bună ziua tuturor! Vreau în primul rând să mulțumesc domnului președinte Nicolae Bădălău, domnului președinte Marian Mina, domnului președinte al Consiliului Județean Giurgiu și colegilor consilieri care m-au votat în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu și să le mulțumesc pentru încrederea care mi-au acordat-o. După cum știți, ocup funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean de puțin timp, dar predecesorul meu aici de față a creat un precedent care mă obligă. Cu toții știm munca titanică și rezultatele obținute de domnul senator Marciu în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Nu pot decât să-l felicit și să-i promit că încerc să mă ridic la cel puțin la nivelul muncii depuse de dumnealui. Poate într-o zi își va depăși și profesor. Cred că ar fi una din realizările, cele mai mari realizări ale dumneavoastră. Mi-e foarte greu să vorbesc după dumnealui, credeți-mă. Pentru că îl privesc ca pe un părinte și un profesor în același timp. Suntem azi nu numai pentru o predare simbolică de ștafetă, ci și pentru că între timp am început să lucrăm în echipă și pentru a continua toate proiectele începute de dumnealui la Consiliul Județean Giurgiu, privind atragerea de fonduri guvernamentale. Sigur că n-am fost singur și alături de domnul Bădălău, care tot timpul m-a sfătuit. Am specificat că lucrăm, este un lucru în echipă, nu numai în echipă, noi. Sigur. Sigur. Mai este și domnul președinte Marian Mina și da. Dar numai așa putem răzbi, numai în echipă. În acest sens am primit asigurări de la domnul Marciu că în calitatea pe care o
sene, eu știu, participare la dezăpeziri, mai departe, alte activități vreți, pe care nu poate alte să activități de Direcția Județeană de Transport. Copaci, zona verde, dacă mai departe, dezinsecție, cei 3D, deratizare și așa mai departe, atât în pentru domeniul acela al protecției copilului și bătrânilor, activități, dacă vreți, de vitanjare, care nu sunt acoperite la ora actuală, au fost acoperite cândva, dacă vă aduceți aminte, la nivel de Consiliul Județean, cineva, nu știu când și nu știu cum, a scos ca obiect de activitate a firmei această activitate, se dorește să fie făcută această activitate de către noua societate pentru ca să nu mai se producă neînțelegeri în privința curselor făcute cu confirmare și așa mai departe. Că patrimoniul Rotecnogrup trece? Nu. Nu. Adică nu. Acela face obiectul măsei credare. Dastrele de la Consiliul de Sănătate. Nu, alea s-a rezolvat problema. Mulțumesc. Deci, vreau să vă spun că este în activitate, este o activitate nouă, care n-a fost făcută până acum la Consiliul Județean. Apele Române solicită Consiliul Județean să facă curățenia albilor de râuri din 100 de metri din amonte și din aval față de podurile care sunt peste aceste râuri. Această activitate va fi făcută de firma care se înființează. Bun, și în alte activități care sunt normal și firești să le facă o societate și a Consiliului. Vreau să spun că s-a hotărât înființarea acestei societăți, chiar datorită faptului că mă întrebați mai devreme de buget, datorită faptului că banii sunt în ce în ce mai puțin și am vrea oarecum să găsim alte soluții și să atragem venituri la bugetul de venituri și cheltuieli. De aia s-a înființat această chiar și cu economie, societate. Făcută cu societatea asta. Sigur că știți, există ideea, pentru că în acest an au fost foarte multe probleme cu firmele rămase sub contract din contractul cadru din anii anteriori, mă refer la dezăpeziri. Și știți că deja ultimele două firme, contractele au fost reziliate. S-a găsit soluția și cred eu că soluția de salvare prin asocierea Consiliului Județean cu Consiliile Locale vis-a-vis de activitatea de dezăpezire și de împrăștiere a materialului derapant și prin acest buget care va fi aprobat la nivelul Consiliului Județean, se va, și știți bine treaba asta, se va căuta o finanțare a Direcției de Transporturi în sensul ca să fie procurate utilaje, sigur, nu la nivelul la care am vrea, ci treptat, utilaje pentru ca dezăpezirea să nu mai fie o problemă, iar această direcție să poată să intervină acolo unde UAT-urile nu pot să facă față cu utilajele pe care le au sau le închiriază. Și atunci vrem ca și județ, știți? Așa, să fie procurate iar autobasculante cu plug și așa mai departe, utilaj care să aibă freză pe el și celelalte componente. Mi se pare că sunt patru care se pot ataja la un astfel de utilaj. Deci, există preocupare să vedem cum banii puțini vor fi gestionați mai bine, pentru că știți că zestrea Consiliului Județean a fost grav prejudiciată de, să zicem, firmele care nu și-au onorat contractele vis-a-vis de proiectele cu bani europeni. Și ne trage mult înapoi această ocapă care o avem legată de picioare. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim mult. Să rog mâna să trăiți. Și da, acolo și ca și Crișana de la autoritate.
obligație să se rezolve. Doamne, și la Bobol n-ai aprobat.